Dacă nu erau destule relicve pe drumurile patriei și în Gara de Nord, locomotive de jumătate de veac și trenuri la mâna a doua aduse din Occident. CFR expune azi pe linia 13 cu ocazia aniversării de 150 de ani de la fondare. Locomotive și vagoane încă mai vechi. Asta e din 59. Făcut în Elveția. Na, alături este și muzeul CFR la linia 14, dar se intre din stradă. Asta nu scrie de când e, dar probabil tot de la începutul secolului 20. Asta e un automotor, are și locomotiva și vagonul, grămadă. Reparat pentru expunere în 2020. După reparații, trenurile astea arată mai noi, mai proaspete decât trenurile de călători care circulă pe drumurile patriei, private sau de la CFR. Arată într-un hal fără de hal. Acces călători. Cu scaune din plastic sau din tablă, din ce au fost făcute ele în secolul trecut. Locomotivă și mai veche. Viteză maximă 55 de km pe oră. Asta e cam viteza medie a CFR-ului acum în mileniu 3, secolul 21. Iată locomotivă de 100 de ani. Din 22, secolul 20, oamenii își fac poze cu inscripțiile. Vagoanele nu știm de când îți darau însemne boierești. Coroana regală. O fi călătorit și regele cu regii, că am avut mai mulți, și o regină. Griviță roșie. Ce denumire comunistă. Făcut în Milano în 28. Reparat la Grivița Roșie, probabil, și au pus și ei ștampila. Aproape 100 de ani au și vagoanele astea. Nu știu dacă merg cu ele prin țară, dar azi se expuse în Gara de Nord București, în capitală. Locomotivă cu aburi, încă mai veche, de la începutul secolului 20 sau poate fi chiar din secolul 19. Ah, dar dezvolta viteză de maximă de până la 100 de km pe oră. Deci lucrurile n-au progresat în domeniul căilor ferate în ultima sută de ani. Avem vagoane cu balcoane, cu banchete de lemn, ca în trenul Chișinău-Ungheni, dacă mai circulă. Mersi. Ioi, cu cabine. Deci eu închis ca să nu-i dea în gând cuiva să facă vreo treabă mare, mică. Na, cam ca acum. Doar cu cerul înstelat. Pardon? Mersi. O scobor eu acușcă.
înghesuit treaba. Probabil nu. Nu e cel mai indicat traseu, dar planii mei îmi permit să ies pe de dreptul. Îndrăzniți, cercetați, întrebați, filmați, puneți la îndoială. Îmi plac vagoanele verzi. Clădirea acoperită cu pânză desenată. În așa hal a ajuns CFR și Gara de Nord acum. Pe aici teren accidentat, sârme, totul ruginit. Rastel pentru biciclete, în care nu prea poți să-ți lași bicicleta pentru că îți distruge schimbătorul de viteză. Oamenii totuși au riscat, iată cum stă schimbătorul de viteză și riscă să se distrugă, dacă îl legi așa. Dacă legi de roata din față, cu quick release scoate hoțul, hoața și îți lasă doar roata din față, tu rămâi fără biciclete. De asta astfel de rasteluri nu sunt bune, mai ales pentru că sunt expuse la soare și la ploaie. Deci nu vă bateți joc de noi, vrem locuri de parcare pentru biciclete civilizate și șanțul ăsta trebuie de mult reparat, că e sursă de accidente și de pericole și de nemulțumire la adresa CFR și a Gării de Nord. Vagon restaurant. Tare ne interesează care vagon din restaurant, un tren care vine în gară.